Teodor Chira și Adrian Agache se pregătesc în momentul de față cu lotul național, urmând să plece miercuri în Turcia. Antrenorul celor doi sportivi de la Liceul cu program sportiv Suceava, Valerica Gerasim, își pune mari speranțe în elevii săi. Atât Agache cât și Chira sunt doi tineri de perspectivă, cărora le prevăd un viitor deosebit. Ei au confirmat pe plan național, acum rămâne să-și dovedească valoarea și în compania unor adversari din afara țării. De altfel, cei doi, împreună cu Teodor Horătău și Lucian Huțuleac, se află în vederile federației pentru formarea generației de luptători cu care va fi atacată următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. Vreau să le mulțumesc pentru susținere și înțelegere profesorilor de la Liceul cu program sportiv, a declarat antrenorul Valerica Gerasim. În urmă cu o săptămână, Teodor Chira și Adrian Agache au urcat pe podiumul de premiere la turneul final al campionatului național școlar, competiție desfășurată la Suceava. Agache a câștigat argintul la categoria 69 de kilograme, iar Chira s-a clasat pe locul 3 la 85 de kilograme.